Și eu vin și spun în felul următor. Primul pas ar fi acela de a ieși dintr-o... din paradigma în care, mulțumesc, din paradigma în care ne aflăm acum și ne aflăm în ea de vreo 15 ani. Și anume, acea 15, poate chiar 20, din perioada de preaderare, când se lupta România, ne luptam să atragem investitori străini, principalul element de competitivitate al României a fost și atunci și este, din păcate, încă și acum, nivelul scăzut de salarizare. Forța de muncă bine calificată sau relativ bine calificată și ieftină. Acest lucru acum 20 de ani, probabil că era o etapă necesară a dezvoltării, însă acest lucru acum este, sau trebuie să fie depășit. Care va fi următorul element de competitivitate pe care îl introducem în ecuația asta și cum anume? Pentru că e foarte simplu să spui creștem salariul minim pe economie, dar cred că tocmai economia reală va fi cea care va începe să semnaleze faptul că sunt probleme. Respectiv, din cu tot respectul, eu nu sunt un naționalist nici măcar economic, dar din această ecuație, sau la această masă a discuției, nu invită multinaționale, pentru că n-au ce să caute la discuția aceasta. Evident că ei au un singur scop, de a obține forță de muncă calificată cât mai ieftin posibil. Deci aici discuția trebuie să fie între mediul propriu, pentru interesul propriu și pentru interesul companiilor multinaționale, care au avut și vor avea în continuare mare rol și importanță, dar care nu trebuie să intre la această dezbatere. Mulțumesc! Așa este, dacă salariile mici acum 10-15 ani erau un avantaj, să spunem, acum devin o frână. Asta este evident. Multinaționalele, în ce sens le vedeam eu participante la acest joc? Ele sunt destul de inteligente încât să creeze, dacă, chiar dacă nu există și nu se poate într-un loc, un mecanism care să funcționeze pe lângă o facultate, pe lângă ceva de stat. Și care acel ceva, incubator de afaceri, să producă o speranță în sensul în care pot fi plătit oamenii mai bine acolo. Eu nu înțeleg de ce nu apar aceste entități. ONG-uri, nu știu, facultatea nu cred că are un incubator de afaceri. Dacă aveți un incubator și acei tineri lucrau și în incubator, pentru că faptul că erau preparatori sau asistenți, mai aveau și acolo câteva ore și veneau multinațională și îi mai dădeam pe 2, 3, 4, 500 de euro acolo, vă spun eu că nu mai plecă nici de la catedră. Deci ăsta este tricul. Să legi partea de stat, de educație, de ceva cu care să mai aducă niște bani pe lângă, bineînțeles în același domeniu, și care să nu se lovească legislativ și să nu impună niște, să spunem, fluidități dintr-o parte în alta. Ajungem la o țară de ONG-uri. Avem instituții. Și aici avem foarte multe lucruri de făcut. Adică mi se pare normal, spre exemplu, că Smurf face un ONG ca să aducă bani, când a trebuit la statul să le dea bani să facă acele lucruri. Nu trebuie ca o universitate să facă un ONG, ar trebui să primească bani ca să facă toate aceste activități. Lucrurile sunt simple în acest sens. Și că iluzia asta că statul nu poate face nimic, sau... Bă, da, poate să facă. În Tel Aviv, un oraș care inovează extrem de mult, tot ce înseamnă incubator de afaceri este sprijinit de stat și de către autoritățile locale. În Chicago, al doilea cel mai mare incubator de afaceri din Statele Unite, sunt mai multe etaje, statul le oferă facilitățile acolo, universitățile au sedii. Deci se ieșim din logica asta că nu se poate face și, într-adevăr, se ieșim și din logica că multinaționalele fac și drag. Nu fac. Deci, noi producem resurse umane. Cum produce această universitate, foarte bine fac acest lucru, acești oameni se angajează pe piață. Ce efort a depus multinaționala în formarea lor? Nimic. Ar trebui să le pună în efort mai mare? Da. Și eu cred că, da, putem vorbi de muncă egală, plată egală, dar și de taxare corectă. Ar trebui ca fiecare să contribuie la acest demers, pentru că dacă toată lumea are, dacă unii au beneficii și doar unii plătesc, nu e corect. Și vorbim dacă se este un echilibru între aceste elemente. Asta e ce am să duc eu în plus ca să primim lucrurile mai în ansamblu. Să acela de la masă, poate că definim cine este statul. Cine este statul? Că tot timpul spunem vrem bani. Cu toții ne dorim ca toate categoriile sociale să aibă suficient de mulți bani, astfel încât să aibă un trai decent. Dar să vedem cum plătim acești bani. Și eu n-aș pune foarte mare accent pe ce înseamnă statul român în momentul de față, pentru că este o dificultate majoră. Nu are bani. Și de aceea m-aș duce mai departe și a spune, nu, fondurile europene reprezintă soluția pentru România. Sigur, ce spunea domnul rector aici, este o problemă legată de plata celor care lucrează în aceste proiecte. O să o rezolvăm, nu știu cum domnul rector. Dăm foc la problema europeană, vedem de ce.
facem acolo. Dar facem ceva în sensul ăsta. De aceea v-a ajutat foarte mult. Haideți să încercăm să luăm fondurile europene care sunt la dispoziție. Pentru că dacă vom sta mereu pe ceea ce înseamnă sprijinul statului, vedeam că zilele acestea vor bani foarte mulți pe bună dreptate și medicii, cine poate să ignore? Nu au nevoie o mână de bani a medicilor. Te duci la medic, crezi să fie că se poate deveni plătit, să te trateze. Da? Te duci în sistemul de magistratură, salarii de 10-20 de mii, mă rog, mai mare probabil. Da? Adică toate sectoarele acestea publice doresc bani. Dar până la urmă, de unde iau acești bani? Și de aceea vă spun că statul, da, astăzi, din păcate în România, avem un stat care este, aș putea spune, în capacitatea să satisfacă în mod corect toate categoriile sociale, da? Pentru că, din păcate, avem un trai extrem de scump dacă te duci, te duci la combustibil, cel mai important reper. E mai mare prețul în România decât în Austria. Diferența de salarizare este imensă între România și Austria. Și atunci vedem că, până la urmă, șansa României, pe care, din păcate, nu reușim să o valorizăm cum trebuie și este marea provocare pentru următorul guvern, sunt fondurile europene și nu altceva.